Biserica Sfintei Mănăstiri Voroneț, cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a fost construită în 1488, în numai 3 luni și 3 săptămâni, din 26 mai până în 14 septembrie, și pictată în interior abia în 1496, sub ctitoria lui Ștefan cel Mare. Arhitectura sa este reprezentativă pentru stilul moldovenesc. Legenda originii bisericii unește pe vecie două mari personalități: ctitorul mănăstirii, Ștefan cel Mare, și cuviosul părinte Daniil, primul stareț al mănăstirii, sihastru și duhovnic vestit, drag marelui domn. În vremea Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, mănăstirea a fost binecuvântată cu călugări cu aleasă viață duhovnicească, fiind o adevărată vatră a isihasmului românesc. În 1547, un ucenic al Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, mitropolitul Grigorie Roșca, a mărit biserica, adăugându-i pe latura vestică un pridvor închis, după care a purces la împodobirea întregului lăcaș cu minunate fresce exterioare. Tot atunci a fost pictat și interiorul pridvorului. Deasupra intrării, în pridvor, străjuiește icoana de Isis. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, privește cercetător pe toți cei ce trec pragul bisericii. În dreapta și în stânga sa, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul cer milostivirea lui pentru ființa umană. În stânga ușii de la intrare, sub pisania din 1547, se află zugrăvite chipurile celor doi ctitori ce își află odihna sub lespede de piatră în biserica mănăstirii, mitropolitul Grigorie Roșca și Sfântul Daniil Sihastrul. În anul 1785, după anexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic, viața monahală s-a întrerupt. S-a reluat abia în anul 1991 cu obște de călugărițe sub stăreția Stavroforei Irina Pantescu. Forma inițială a bisericii mai poate fi văzută în tabloul votiv, așezată pe un soclu de piatră cu turla înălțată pe o bază pătrată pentru a-i accentua zveltețea, elanul către înălțime. Frescele de pe pereții exteriori, finalizate la numai un an de la moartea lui Petru Rareș, aparțin, alături de cele de la Probota, Humor, Moldovița și Arbore, epocii aceluiași domnitor. Culoarea dominantă a mănăstirii este albastrul, un albastru special denumit albastru de Voroneț. Fațadele pridvorului sunt utilizate pentru reprezentarea unor teme de către mitropolitul Grigorie Roșca și așezate în mod special: viața Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, spre sud, Sfântul Gheorghe omorând balaurul, pe contrafort, Vămile Văzduhului, spre nord. Tot Grigorie Roșca este cel care a adăugat în 1547 exonartexul. Fațada de vest devine o imensă scenă pe care se desfășoară în culori strălucite scena judecății de apoi, o uriașă compoziție unică în arta întregului Orient creștin. Opera se datorează aceluiași Grigorie Roșca și originalitatea se remarcă prin introducerea în scenă
a instrumentelor muzicale moldovenești, bucium, cobză, peisaj local, ștergare, veșminte populare, totul pe albastrul care și-a câștigat renumele mondial drept albastru de Voroneț. Pictorul zugrăvește pe axa principală, de sus în jos, Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, la oprirea din urmă a timpului, Dumnezeu Fiul, pe scaunul de judecător, iar pe tronul Etimasiei, în chip de porumbel, Duhul Sfânt. Dreapta lui Dumnezeu ține balanța judecății, pe care îngerii și diavolii vor pune faptele fiecărui om. Ceata dreptilor este condusă de Sfântul Apostol Petru în rai, iar păcătoșii, înlănțuiți de diavoli, sunt târâți în iad. Pe contrafort s-a reprezentat învierea morților. Pereții exteriori ai bisericii urmează liniile tradiționale. Pereții absidei altarului și pe absidele laterale prezintă procesiunea tuturor sfinților din Vechiul și Noul Testament, îndreptându-se spre răsărit către Mântuitorul Iisus Hristos. Fațada de sud reprezintă arborele lui Iesei și profeții Vechiului Testament, încadrați pe coloanele verticale de filozofii greci. Pe fațada de nord sunt reprezentate imnul acatist al Bunei Vestiri și câteva imagini din Geneză. Deasupra ușii de intrare, în pronaos, se află sub inscripția în piatră ce atestă numele ctitorului și data înălțării, o minunată icoană a Maicii Domnului cu pruncul Iisus. Io, Ștefan Voievod, prin mila lui Dumnezeu, gospodar al țării moldovenești, fiului Bogdan Voievod, a început a zidi acest hram al mănăstirii Voroneț în numele Sfântului și Vestitului și Marelui Mucenic și Purtătorului de Biruință, Gheorghe, în anul 6996, în luna mai, 26, luni după pogorârea Sfântului Duh, și s-a finit în același an, în luna septembrie 14, în anul 1488. În bolta pronaosului strălucește imaginea Fecioarei Oranta, înconjurată de sfinții Melozi, Cosma, Teofan, Roman, Dulce Cântătorului și Ioan Damaschinul. Pronaosul a fost pictat în 1550, precum arată inscripția zugrăvită deasupra ușii naosului. Acest pronaos, priprat, l-a înfrumusețat și aurit Teofan, arhiepiscopul moldovenesc, în anul 7058, 1550, luna iulie 21, veșnica lui pomenire. O sfântă candelă aprinsă veghează la mormântul Sfântului Daniel Sihastrul. Acesta este mormântul părintelui nostru David, schibnicul Daniel. Chiar la intrarea în mănăstire se află mormântul mitropolitului Grigorie Roșca. În zilele blagocestivului domn Iisus Ilas Voievod, iată, eu, mitropolitul Grigorie, m-a cuprins teama moartei pe mine, care număr 73 ani de viață, și m-am gândit că nu voi fi ferit de acest pahar și m-am hotărât pentru această casă a tuturor fraților acestui sfânt lăcaș și m-am făcut aici o groapă în care aș vrea când voi muri să fiu înmormântat la anul 7078, luna februarie 5, anul 1570. Naosul este dominat de cupola centrală în care este pictat Iisus Hristos, Pantocrator, și scene din drumul crucii. În concă
apar intrarea în Ierusalim, rugăciunea de pe muntele măslinilor, continuându-se cu coborârea Mântuitorului de pe cruce, Sfântul Teodor și tabloul votiv. În pridvor sunt reprezentate cu ghidușie calendarul bisericii și Sfântul Ilie. În tabloul votiv, Sfântul Voievod Ștefan, protejat de Sfântul Gheorghe, urmat de Doamna Maria Voichița și de Bogdan, moștenitorul tronului, închină Biserica Mântuitorului. Tot în incinta mănăstirii Voroneț, mai găsim două morminte așezate de-a dreapta și de-a stânga bisericii. Această groapă a făcut-o și a înfrumusețat-o Creacrina Salomina jupânului său Bărnovski Hadmanul la anul 7075, luna martie 1, anul 1567. Iar pe cealaltă parte, această groapă au înfrumusețat-o Turcia și Stoica, tata lor Panflorea, care s-a pristavit la veșnicele lăcașuri la anul 7013, luna ianuarie 18 zile, anul 1505.